Se îndreaptă înspre calendar mămica și mai atentă astăzi îl privește. Privirile-i se opresc pe pătrățica în care scrie 8 și apoi zâmbește. Privește pe fereastră spre portiță și inima în piept parcă-i tristare. Curând vin pruncii de la grădiniță și va primi un zâmbet și o floare. Odorul ei va scoate din centuță un pliculeț pictat cu gingășie, în care a pus cu mâna lui micuță un bilețel frumos pe care scrie 8 martie, în strai de sărbătoare, e ziua ta, mămica mea iubită. Primește dar din partea mea o floare și toată viața ta fii fericită. În colțul ochiului o lacrimă s-arată, un semn de nedescrisă bucurie. Ființă dragă, mamă minunată, frumoasă amintire din pruncie. O văd și astăzi stând lângă fereastră, când vor veni copiii mei se întreabă, dar noi suntem plecați și în lumea noastră. E parcă prea mult stres, prea multă grabă. O martie și o mamă îndurerată, e prea departe să-i trimit o floare. Ea spune, te iubesc altă dată, dar nici măcar un telefon nu are. De aceea pun un gând iar pe hârtie și o rugăciune înalt spre Creatorul, să dea măicuței mele bucurie, să-i șteargă în suflet lacrima și dorul.